Bună ziua, zdrasti! Eu m-am întors pe canalul de YouTube. Salutare tuturor! Eu sunt Gabi și așa și bine ați venit! Astăzi o să răspund la întrebările voastre care mi le-ați adresat în Instagram. Prima întrebare sună așa. Care sunt primii pași pentru a te muta cu traiul în China? În primul rând, există un obstacol foarte mare la momentul dat, nu doar ca să te muți cu traiul într-o țară, dar în genere ca să mergi măcar la odihnă. Voi cu toții știți de acest obstacol, este pandemia, coronavirus. Asta este cel mai mare obstacol, dar dacă puțin lăsăm pandemia într-o parte, cea mai ușoară cale, eu așa cred, că este viza de student. În ultimii ani în China se schimbă foarte des legile. Este din ce în ce mai greu de obținut o viză de muncă, pentru că atunci când ai viză de muncă, ai și reședință și poți să trăiești, să muncești în China. Dacă nu ai, evident, nu poți să vii cu o viză turistică pentru 30 zile, să ajungi în China și tipa ți-ai pierdut pașaportul. Dana Samamdele nu l-ai pierdut. Așa nu lucrează în China, pentru că autoritățile foarte sever se atârnă față, nu că sever, dar se verifică foarte des străinii și vizele care ei le au. Mai ușoară cale, din punctul meu de vedere, este viza de student. Dacă ești un tânăr care în curând absolvează colegiul sau universitate și vrei să-ți continui studiile, poți să depui documentele la o universitate din China. În ce oraș deja este alegerea ta. Dacă vreți un oraș mai internațional, atunci este Shanghai, pentru că Shanghai este cel mai internațional oraș din China. Shanghai, acolo sunt foarte mulți străini, este bucătăria europeană foarte dezvoltată, vă puteți descurca și cu limba engleză în Shanghai, dacă nu cunoașteți chineza. Dar dacă totuși veniți pentru a cunoaște cultura chineză, de a învăța limba chineză și de a înțelege China mai bine, eu totuși vă sfătuiesc să mergeți într-un oraș nu atât de internațional. În oraș, welcome to Chuncin! Eu mereu sunt cu brațele deschise pentru moldoveni să vină în orașul ăsta, să cunoască orașul meu de suflet. Chuncin, în Chengdu, în Guangzhou, în Xi'an. Deci da, asta este cea mai ușoară cale și în timpul apropiat de a veni în China. Cum să aplicați, la ce universitate, deja avem noroc de internet și în timpul dat, în anul 2021, cred că nu este o problemă să deschideți internetul și să căutați universitățile Chinei, pentru că eu nu sunt studentă, nu am făcut studii în China, așa că eu nu pot să fiu mare expert în care universitate este mai bună pentru voi. Deja decideți singur ce universitate vreți să faceți. Următoarea cale ca să nimerești într-o țară străină este, desigur, viza de muncă. Dar cu viza de muncă este mult mai complicat, pentru că în ultimul timp, spre exemplu, în China este foarte greu de găsit un job. Plus, dacă îți găsești un job ca străin, trebuie să ai diplomă de specialitate. Deci dacă vrei să vii ca profesor de dans, trebuie să ai diplomă de coreograf. Dacă vrei să vii ca manager într-o companie, nu știu, bla bla bla, trebuie să ai diplomă pe specialitate neapărat. Doar în acest caz îți va fi făcută viza de muncă. Și desigur, o companie de încredere care vă face invitație atunci când voi vreți să veniți în China, vă face invitație, deci vă invită la muncă. Sunt o mulțime de detalii pentru a obține o viză de muncă. Dacă totuși aveți cunoscuți, prieteni care locuiesc deja în Asia și care vă pot da un sfat sau ajuta, va fi super, super bine. A doua întrebare primită în Instagram era cum eu am ajuns în China și dacă mi-era greu la început. Eu am venit în China pe contract de muncă, ca dansatoare, în Aqua Park, cu alte fete de la Colegiul Național de Coreografie din Chișinău. Am venit și cred că peste un an eu am înțeles că m-am îndrăgostit în China și vreau să rămân aici să trăiesc și să-mi fac o carieră. De ce nu? Pentru că China este plină de oportunități. Așa a început drumul meu. Dacă mi-era greu la început, să vă spun sincer, acum înțeleg că nu, pentru că eu eram tare ochii maladaia. Aveam 18 ani când am venit. Și atunci când o persoană este foarte tânără, se acomodează mult mai repede decât o persoană la vârstă de 40 de ani, spre exemplu. Deci dacă mama mea la 52 de ani ar veni acum în China și eu i-aș zice, mama, hai să trăiești în China, mama ar zice, cum nu, eu am gâște, am buboi și am casă, am lucru în sat. Așa că mama nu s-ar acomoda, deci este mult mai greu atunci când deja ai o vârstă anumită.
În cazul meu era foarte tânăr. Eu pot să zic că am crescut, m-am transformat într-un matur, anume în China. Am venit în China, aveam 18 ani, acum am 25, anul ăsta 26. Timpul meu, când eu aveam 18 ani, apoi eu eram copil. Eu eram copil. Asta acum tinerii de 14-15 ani sunt super tare dezvoltați și știu de toate. Eu atunci nu știam aproape nimic, așa că când eram un copil și am crescut, m-am maturizat în China cu mentalitatea chinez, cu cultura chineză și așa mai departe. Este un plus foarte mare. Dacă sunteți tineri, trebuie să o faceți asta acum. Eu peste un an de zile deja am început a vorbi cât de puțin niște fraze, deci într-un restaurant sau când mergeam la shopping, deci puteam să mă descurc când luam un taxi și așa mai departe. Peste deja un an jumate, 2 ani, eu deja am început a vorbi chineza. Plus, eu când am ajuns în China, nu am învățat limba oficială de stat, mandarină, ci dialectul din orașul Chongqing. Asta este un film, un anecdot, dar aș zice așa, e un anecdot, nu-i film. Pentru că peste 2 ani de zile eu am aflat că de fapt eu vorbeam un dialect și nu vorbeam limba curată chineză. Și când am mers prima oară la filmări, regizorul striga la mine în fiecare zi pentru că eu nu puteam să vorbesc limba oficială, dar vorbeam pe dialectul din Chongqing. Am avut așa un trouble cu limba. Plus, încă așa am avut eu o mini greutate, să-i spun așa, a fost bucătăria chineză la început. Eu nu știu de ce, eram eu așa o lecuță cu prostuță și mă temem cumva să înșerc bucătăria chineză. Nu știu de ce. Un an de zile eu mâncam numai burger, fast food, asta era KFC sau Dicos. Dicos, nu știu dacă există așa restaurant de fast food în Europa, dar aici în China este. În fiecare zi mâncam fast food și nu înțeleg de ce. După asta m-am încercat și m-am scăpat. Băi, vă dați seama, m-am scăpat, m-am învâlubit mai sus de cap. Oci, m-am învâlubit în bucătăria chineză. E tare îmi place. Eu abajai să mănânc mâncarea lor, asta e. Asta e mâncarea mea, asta e țara mea. Evident că primii 2-3 ani în China am avut foarte multe istorii plăcute și neplăcute, dar nu pot să le postez pentru că sunt în istorii în care nu eram doar eu. Deci în aceste istorii mai erau și alți oameni, așa că nu am dreptul să le povestesc. Dar am trecut prin multe, am trecut destule. Acum când câtva timp în urmă am mers la examen, la nivelul 5, am dat nivelul 6 la chineză, nu știu dacă am trecut, rezultatele apar peste 2 zile. Și îi spuneam lui mama că, mama, mă tem, am emoții, dar dacă n-asta îl dau. Și mama zice că, Gabi, prin cât e trecut, mami, tu te temi la examenul ăsta? Da, dar fiecare om are experiența lui și noi toți prin viață trecem prin istorii nu prea plăcute, dar ce să facem? Dumnezeu ne dă atât cât știi că noi o să putem să luăm și să trecem peste. A treia întrebare este ce sfat le-aș da tinerilor care vor să plece din Republica Moldova și să înceapă o viață nouă. În primul rând, dacă ați decis, sunteți siguri că vreți să mergeți, să vedeți și alte țări, să încercați ceva nou, eu vă sfătui să riscați cu toată inima, să nu vă fie frică de ceva nou, pentru că noi, atunci când suntem tineri, avem dreptul să greșim, putem să greșim și este ok să greșim. Nu vă temeți de schimbări. Asta este ceva foarte frumos și foarte interesant. Unica ce vă rog eu este să aveți grijă de 3 puncte. Prima, viza care mergeți. A doua, cultura. Nu, a doua, legile din țara cu tare unde vreți să mergeți. Și a treia, deja cultura și mentalitatea acelui popor. Aceste 3 puncte sunt foarte, foarte importante. Să nu uitați, vă rog frumos să aveți grijă. În rest, ce ține de curaj, eu vă sfătui să nu vă temeți. Desigur, este alegerea fiecăruia dintre noi. Aveți dreptul să începeți o altă viață sau să schimbați o țară. Deja depinde și de persoane, pentru că sunt oameni care știu că nu pot să-și lăsă părinții sau să se disparte de părinți pe o bucată de timp sau să fie departe de casă maximum o săptămână. Eu cred că totuși persoanele care vor să se mute în altă țară sunt persoane care s-au gândit la aceste puncte. Mie mi-e dor de părinți, mi-e foarte dor. Noi comunicăm în fiecare zi cu mama, ne sunăm prin video, vorbim, slava Bogu, avem internet. Eu am foarte mare noroc de părinții mei pentru că ei se modernizează odată cu mine și odată cu toată lumea și ei înțeleg perfect că dacă copilul lor este fericit și părinții o să fie fericiți,
Fiecare familie este diferită, așa că este ceva individual. Dacă v-a fost interesant acest video, v-a plăcut, v-a fost de folos, spuneți în comentarii. Cine nu mă urmărește pe YouTube, nu uitați să vă abonați. Și cine încă nu are Instagramul meu, iată, îl găsiți aici. Puteți să-mi scrieți în orice zi, în orice minută, un mesaj pe Instagram. Eu de obicei răspund la toată lumea. Mersi mult pentru timpul acordat și pentru că ați vizionat acest video. Dacă mai aveți întrebări, le lăsați, nu vă rușinați, eu am să răspund și sper că data asta să mă țin cât mai mult de YouTube. Mersi de atenție!